Salut, sunt Ovidiu, iar astăzi vom testa împreună jocul Ceylon. Iar în jocul Ceylon vom planta ceaiuri și vom planta ceai negru, verde și alb. Iar ceaiul negru se plantează aici, vedem că avem teren pe mai multe niveluri. Ceaiul negru va crește aici la primul nivel, la nivelul al doilea o să crească ceaiul mai valoros considerat cel verde, iar ceaiul alb o să crească doar aici sus, pe nivelul al treilea. Așa, și vom lua acțiunile cu aceste cărți, iar în momentul când vom juca o carte, noi vom alege o acțiune, iar cealaltă acțiune va fi destinată adversarului nostru. Și la fel, el când o să joace o carte, o să-și aleagă o acțiune, a cealaltă rămasă va fi acțiunea noastră. Plus, dacă nu ne convine cealaltă acțiune, fie noi, fie jucătorul activ, putem să luăm acțiunea din mijloc, adică să mutăm o dată sau să luăm 2 bani. Pentru că banii sunt o mare, mare problemă în jocul ăsta. Pornim cu 15, ceea ce poate că pare mult. Doar că aproape orice faci în jocul ăsta costă 5 rupii, 5 bani. Vedem, 5, 5, 5, sunt doar câteva acțiuni care nu costă nimic. Și în general acțiunile sunt de a muta, a planta, a îndeplini contracte, cam asta e. Aici avem contractele. Trebuie să livrăm, vedem, 3 de... Hai să vedem aici. Câte unul din fiecare culoare și alegem fie 5 puncte, fie 13 bani. Și la început, cred că o să cam alegem banii. Pentru că, după cum am spus, banii sunt extrem de importanți. Dar hai mai bine să începem partida. Și prima mutare. Hai să vedem și... unde ne plasăm noi? Păi, ăsta se plasează la numărul 1 al meu, adică aici, nu? Sau unde e? Da, aici. Așa, și ăsta alt la numărul 6, parcă. 6. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, să zicem. Aici. Mă rog, nu cred că contează asta de mult. O plasare random acolo. Și acum să începem. Deci, primul jucător va fi adversarul meu. Adversarul meu. Roșu împărat, ca de obicei. Și ce va face el? Păi va planta. Da, va planta. Și vedem aici acțiunile. Deci, cea de sus este acțiunea de a planta. Iar când faci acțiunea de a planta, trebuie să plătești 5 bani, plătește 10, primește înapoi rest 5 rupii și acum plantează. Și ia sămânța de aici, plus... ia stai să blocăm asta aici. Așa. Plus de aici ca să arate că a plantat. Punem sămânța și gata. El a reușit să planteze în acel loc. Practic, aici o să crească ceai verde, pentru că este la nivelul al doilea. Iar așezarea asta putem să o facem noi după bunul plac, pentru că chestiile astea se pot lua de aici, eu acolo le-am blocat. Și se pot așeza unde dorești. Așa. Și el a încheiat acțiunea sa, a plătit banii și a plantat în acel loc. Acum, eu am dreptul ori să fac acțiunea de aici de jos, acțiunea de tehnologie, care este aici în partea de sus și practic orice egalități le voi câștiga eu, cel puțin în acest moment, dacă aleg acea tehnologie, pentru că cine este mai în față în acest loc va câștiga egalități, dacă ajunge până aici va lua și puncte, plus va primi un token care îi va da... voie să facă orice acțiune din joc. Dar trebuie să plătesc 5 bani pentru chestia asta, plus adversarul meu să primească un ban. Să fac chestia asta încă de la începutul jocului, parcă e prea devreme. Parcă e un pic prea devreme și mai repede aș alege banii. Aleg acțiunea din mijloc, cea care e prezentă pe orice carte. Cred că asta o să fac. O să iau cei 2 bani. Pentru că banii sunt importanți în jocul ăsta. Am luat cei 2 bani. Și el primește o nouă carte și vedem aici, pe măsură ce plantezi, eliberezi aceste locuri, care sunt locurile pentru contracte, pentru că contractele astea au niște cifre pe ele, vedem 4, 3,
În momentul când ai îndeplinit un contract, îl iei și îl așezi aici la tine, pe planșă, doar poți să îndeplinești contractul doar dacă ai eliberat o zonă din acest, de pe planșa ta. Dacă nu, nu poți să faci contracte. Și dacă ai pus contractul cu numărul 4, mereu vei putea face doar cu acea companie, compania numărul 4. Dacă vrei să faci și cu compania numărul 3, trebuie să mai plantezi ca să eliberezi aici semințele astea. Și mai mult, la final de joc, pentru fiecare sămânță rămasă, vei pierde câte 2 puncte. Așa că e important să plantezi și asta o să fac și eu la început, o să plantez, uite, iau cartea asta și o să aleg să plantez, acțiunea de plantat o aleg, așa că plătesc 5 bani și eu, poftim 10, 5 înapoi, punem acolo unde mă aflu eu, deci și eu o să cresc tot la nivelul al doilea cei verde, nu? Da, ceai verde. Am plantat. Ok, și acum ce va face jucătorul, adversarul meu? El poate să aleagă acțiunea de a recolta, a lua recolta. Și vedem că asta nu costă nimic, numai are 5. Asta însemna că poate din locul ăsta să ia o recoltă de... Și bineînțeles, poți să iei recolte doar dacă ai plantat în prealabil, altfel nu. O recoltă de ceai verde. Să fac asta? Pentru că trebuie să uite și ce poate să facă cu ceaiul. Păi da, uite, ceaiul verde merge la contractele astea două. Hai să aleagă acțiunea, pentru că oricum nu costă nimic. Recoltă de ceai verde. A luat ceai verde. Și asta a fost acțiunea sa. Eu acum iau o nouă carte, iar jocul se termină, bineînțeles, când aceste cărți se epuizează. Și ce face acum roșu, jucătorul roșu? Păi el vrea să mai mute. Cred că mai bine lua acțiunea de mutat. Cred că asta făcea mai bine. Pentru că, practic, nu poți să plantezi tot în același loc. Trebuie să te muți ca să plantezi în altă parte. Plus că scorul se va face, vedem că planșa este împărțită în mai multe, în 4 părți de acest râu. Vedem că aici este o zonă, zona Uva, Ruhuna, Dimbula și Candy, nu cred că e Candy, Candy. Și cine e, practic, cine are mai multe plantații într-o zonă, va primi mai multe puncte și vedem aici, locul 1 va lua 10 puncte, locul 2 6 puncte și tot așa. Pentru că este și un joc de tip area control. Așa că el o să mute în zona aia, o să aleagă... Da, o să aleagă să mute. Și o să joace tot chestia asta, pentru că a văzut că mie nu mi-a plăcut acțiunea... Ah, dar oricum, din moment ce alege acțiunea din mijloc, eu pot să aleg pe oricare dintre ele. Așa că o să mute, uite aici. A mutat acolo. Și acum eu ce aleg de acolo? Să aleg să mut și eu. Partea cu tehnologie încă tot îmi convine, pentru că plătesc 5 bani. Să culeg, parcă e prea devreme, pentru că poți să culegi și din locurile adiacente. Așa că mai bine mut, plantez și după aia culeg de aici și o să culeg și din locul adiacent. E mai util să faci asta. Așa că o să aleg să mut și eu. Aleg acțiunea din mijloc, asta cu mutatul. Și cam asta a fost acțiunea jucătorului roșu. Din nou la mine, ia să vedem. Deci am mutat, acum aș vrea să plantez. Și nu pot să plantez, pentru că nu am carte care să-mi dea voie să fac asta. Oh my god. Da, deci pare că jocul ăsta este influențat destul de mult și de noroc, de ceea ce tragi din acest pachet. Ce fac eu acum? Păi, cred că o să fac, da, asta fac clar. O să iau o acțiune pe care n-am văzut-o până acum. Deci aleg acțiunea de sus, ceea ce înseamnă că să te pui bine cu... Nu știu cum se numesc, cu cei de sus din orașul respectiv. Cu
cu cei suspuși. Și asta înseamnă, uite, mă pun bine cu femeia asta, care e o femeie care cunoaște pe cineva, are niște cunoștințe acolo sus. Și asta înseamnă că de fiecare dată când voi alege acțiunea cu de a lua 2 bani, o să iau 1 în plus, voi lua 3 practic. Deci ca să iau acțiunea aia trebuie să plătesc de fapt 5 rupii. Okay, trebuie să iau unul dintre discurile astea ca să arăt că de acum încolo am abilitatea asta și bineînțeles că pot să influențez doar pe femeia asta din zona asta, nu pe ceilalți, pentru că mă aflu în UVA, în momentul ăsta nu am mutat mai departe. Aici vedem că există abilitate. În mod normal poți să ai cuburi din astea cu ceaiuri, maximul 5. Ăsta îți dă voie să ai 6. Aici poți să obții 2 bani după ce îți alegi bani de aici când livrezi. 2 bani în plus, iar aici poți... asta e foarte tare. Când plantezi, ai voie să plantezi și ceva în partea vecină. Adică, pentru că am văzut, ca să plantezi, oana trebuie să muți, ca să te afli într-o zonă din asta liberă. Dar poți să fii peste locul unde ai plantat și să plantezi undeva în vecinătate, dacă ai abilitatea aia de acolo. Și atunci nu trebuie să mai muți atât de des. Dar trebuie să ajung în zona asta, în zona Candy, ca să iau abilitatea aia. Și trebuie să fac mutări până acolo. Vedem una, două mutări ca să ajung în zona asta. Da. Așa că asta este ceea ce am făcut eu. M-am pus bine cu femeia aia, cu Uva. Oare așa o cheamă? Sau asta e numele orașului? Și acum adversarul meu, ce va alege? Va alege tehnologia? Vrea să dea 5 bani tehnologie sau va alege bani? Ia, câți bani mai are el? Are 10 bani. Hai să ia bani mai bine. Mai bine ia bani, da. Am tras o nouă carte. Și acum, rândul jucătorului roșu. Ce faci tu? Ia să vedem. Păi tu o să plantezi, bineînțeles, pentru că asta vrei. Nu? Vrei să plantezi într-una. Păi ia să plantezi. Și bineînțeles că îmi dă mie iar tehnologia aia și nu o să-mi convină, probabil. Și o să planteze aici, în locul în care se află. Deci, practic, mai eliberează aici. Mai face loc pentru un contract. Și trebuie să plătească 5 bani, nu? Pentru plantarea, ia să vedem. Da, 5 bani, bineînțeles. 5 rupii pentru plantare. Și acum ce vreau eu? Păi eu o să iau partea aia din mijloc cu banii, nu? O să iau pe aia. Și pentru că am abilitatea asta, mereu primesc un ban în plus. Adică eu primesc 3 bani. Un 2 și un 1. Bun. Îi dăm o carte și acum a venit rândul meu. Eu am zis că vreau să plantez. Și iar nu mi-a venit partea cu plantatul. Nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Ce cărți am eu aici? De îndeplinit contracte nu e cazul, pentru că nici n-am nimic aici, niciun cub. Nu știu de ce, parcă începe să devină un pic frustrant jocul ăsta, pentru că vrei să faci chestii și nu poți. Vreau să îndeplinesc contracte, vreau să plantez, vreau multe să fac și nu pot din cauza cărților, nu știu, nu... Nu știu de ce, mă simt prea limitat de cărțile astea. Da. Hai să continuăm, hai să vedem, poate totuși e doar acum începutul de joc. Ce pot eu să fac? Păi mă aflu, unde mă aflu? Aici. Eu aș fi vrut să plantez, în mod normal. Să iau bani. Da, hai să iau bani. Folosesc pentru a lua bani, deci voi lua 3 bani din nou, pentru că eu am voie să iau cu unul în plus. Și mai avem și abilitatea asta. Astea sunt de unică folosință, pe care le tragi la început de joc și tragi din săculeț de acolo una. Și asta înseamnă că eu, de fiecare dată când, mai rău, doar o dată pe joc, când aleg chestia cu să aleg să iau 2 bani, am voie să iau încă 5. Și hai să o folosesc acum, dacă tot m-am apucat. Ia stai un pic. Asta, deci o arunc, e de unică folosință și iau un 5. Așa, iar el are abilitatea de a recolta chiar dacă nu se află pe
tile-ul respectiv, pentru că normal trebuie să te afli pe el și poți să recoltezi de aici din locul vecin, de exemplu. Dar dacă se afla aici, n-ar fi putut recolta, pentru că se afla prea departe și atunci folosește chestia asta și poate să recolteze. Bineînțeles, doar o dată pe joc poate să fac asta. Și acum ce vrea el să aleagă din ce am făcut eu acolo? Vrea să aleagă bani și el sau ia câți bani are? Păi nu prea are așa mulți bani. Să ia bani? Ba nu. Hai să plătească. Plătește 5 bani și alege asta cu tehnologia, pentru că prea am tot amânat să iau tehnologia de acolo. Și el cine e? Roșu, unde ești roșu? Uite aici. Roșu împărat. Ai mutat acolo odată. Asta înseamnă că orice caz de egalitate de acum încolo, el îl va câștiga dacă eu nu îl ajung, pentru că cel care se află deasupra, adică dacă eu vin deasupra, eu sunt considerat că sunt primul jucător, precum e în Patchwork, de exemplu, și primește și un tile de aici, care e și el de unică folosință. Asta înseamnă că poate să-l folosească oricând dorește și să ia orice acțiune atunci când cărțile... Deci, totuși vedem că există ceva care te ajută să treci peste ghinionul pe care l-ai la extrasul cărților. Nu? Există ceva până la urmă. Așa că asta a fost, nu? Da, asta a fost cu runda mea. El a ales ce a ales. Acțiunea aia, așa că îi vine rândul lui. Acum, ce vrea el să facă? Păi vrea să culeagă. Și o să folosească cartea asta ca să culeagă. Vedem aici partea de sus și nu trebuie să plătească nimic ca să facă recolta. Și pentru că este la nivelul 2, o să ia ceai verde și o să ia verde de aici și poate să ia încă unul din vecinătate, deci 3 în total. Și mai este o fază, dacă și eu aveam plantație, să zicem, aici în vecinătate undeva, putea să ia și din și de la mine în momentul ăla, pentru că poți să iei de la oricâți vecini ai tu, oricâte zone sunt cu plantații în vecinătatea unde te afli tu, doar că dacă iei de la un alt jucător din plantația lui, practic fure de la el ce ai, el va obține imediat un punct. Deci îi dai puncte. Poate să fie mult, poate să nu fie mult, nu știu, în economia partidei nu știu cât înseamnă un punct în jocul ăsta, dacă la un moment dat aveți plantațiile una lângă celelalte. Da, posibil să însemne ceva dacă tot furi de la adversar. Și atât. Vedem că acum, deci data viitoare, va putea să îndeplinească acest contract. Da. Trage o nouă... Ah, și să nu uităm, trebuie să fac și eu o acțiune. Deci acțiunea asta nu mă ajută, nu? Pentru că mă aflu aici în zona asta și deja m-am pus bine cu tanti Uva. Așa că să iau tot bani, să mă umplu de bani, nu? Până la urmă, asta e important, nu? Să avem mulți bani. Deci voi lua 3. 2 cu 1. Am la bani o grămadă. Trebuie să încep să-i și cheltui. Pentru că altfel nu fac nimic. Și acum vine rândul meu, da? Vreau să plantez. Asta vreau să fac. Păi uite aici, în sfârșit, plantez. Plătesc cei 5 bani, ia să vedem. Avem 2 cu 2 aici. I-am plătit plus 1, 5. Și voi planta. O să plantăm la nivelul 3, deci vom face ceai alb aici. Da. Trebuie să luăm de aici o sămânță. Și am plantat. Și acum el va alege să facă acțiunea aia. Perfect a venit, ca o mănușă. A venit acțiunea asta pentru el, se potrivește perfect. Și asta e acțiunea de a îndeplini contracte. Iar el o să aleagă acțiunea aia, bineînțeles, nu trebuie să plătești nimic la acea acțiune, deci nu trebuie să plătești atunci când faci recoltă, când culegi și atunci când duci pentru a îndeplini contracte. În rest, pentru orice altceva plătești. Și le duce pe cele 3, deci le dă aici pentru a obține
Și acum e alegerea. Ori ia 5 puncte, ori 12 bani. Și nu mai are bani, asta e problema, are doar 2 bani. Să ia punctele sau banii? Hai să ia banii, asta este. Deci 5 cu 5 și cu 2, 12. Iar pe ăsta vedem că e contractul cu numărul 4. Îl așează aici. De acum încolo, în această zonă, are voie să pună doar contracte cu cifra 4, da? Compania cu numărul 4. Doar aici poate să pună un contract. Ia să vedem ce contract mai apare aici. Tragem încă unul de la compania cu numărul 5, da? Deci dacă face 3 sau 5, atunci ești obligat să pui în altă zonă. Doar aici poate să mai pună cu 4. Iar la final de joc, pentru fiecare contract diferit pe care îl avem, câte contracte diferite facem, vedem că tot așa obținem puncte. În general, în jocul ăsta faci scor la final, în timpul partidei mai puțin, pentru că de obicei când o să iei de aici contractele astea, probabil că o să alegi banii și nu punctele. Da, nu știu exact cum stă treaba, vom vedea, hai să mai jucăm, să mai continuăm. În general, cred că am văzut cam tot ce se poate face în jocul ăsta, dar hai să mai continuăm. Așa, deci a fost runda lui, runda mea, trebuie să trag o carte. Și acum hai să vedem la el ce vrea să facă. Păi contractul l-a îndeplinit. Să se pună și el bine cu Ruhuna, care îi dă voie să țină 6 cuburi în magazie, pentru că manualul are voie doar 5. Dar nu știu dacă e atât de utilă chestia aia, pentru că până la urmă imea ce a obținut cuburile a și dat acolo ca să îndeplinească contractul. Oare ajungi să ai chiar atât de multe cuburi încât să ai nevoie de abilitatea aia? Nu cred. Mai repede ar vrea să planteze. E, și uite, nu poate să planteze pentru că nu are abilitatea de a planta. Dar o să fac în felul următor. Da. O să pună cartea asta și o să aleagă abilitatea de a muta. Și oricând poți să muți mai mult de un spațiu, doar că trebuie să plătești un ban dacă muți un spațiu. Dacă muți 2 spații, după aia crește prețul la 2 bani. Dacă muți 3 spații, 3 bani și tot așa. Crește exponențial. Am mutat aici și, în mod normal, aș fi terminat aici acțiunea mea, dar pentru că am acest token de la partea de ce naibii m-a apucat, de la partea de tehnologie, o să plătească aici și are voie să aleagă orice dorește și o să aleagă abilitatea de a planta. Și pune, uite, aici, a plantat, a mai pus o sămânță. A, ce naibii fac, îl iau și îl mut pe al meu? Stai aici. Voiam să mut, am zis că mut și mut cu ăsta aici, nu știu de ce m-am încurcat. Mut aici și aici trebuie să plantez, că aici s-a mutat ăla, deci am făcut acțiunea de a muta, l-am luat pe ăsta, l-am mutat de aici aici și acum am plantat. Nu știu de ce am jucat pentru jucătorul galben care sunt eu, când trebuia să joc pentru jucătorul roșu. Da, ok, mi-am dat seama. Bine că mi-am dat seama. Și am făcut acțiunea și s-a terminat. Acum, ce aleg eu din ce oportunități am în acest spațiu? Pe asta nu mă ajută cu nimic, că deja am. Să fac și eu recoltă, că nu mă costă nimic și iau de aici și de aici. Da. Obțin ceai, ce culoare? Alb și cu verde obțin. Da, voi alege acțiunea de recoltă. Nu mă costă nimic, deci alb și verde. Ia, pot îndeplini ceva contracte cu alb și verde? Păi da, uite, ori aici, ori aici. Și o să încerc să mai iau încă unul alb ca să îndeplinesc aici, vedem. Eu bani am, destul de mulți, așa că o să aleg punctele, probabil, și iau 7 puncte. Da, cred că asta o să fac. Și s-a încheiat runda jucătorului roșu. Din nou la mine. Păi o să vreau din nou să fac recoltă, dacă tot ne-am apucat, nu? Ca să fac rost de... Și uite că pot. Am aici acțiunea de recoltă.
O să trimit aici și din nou o să iau unul alb și unul din vecinătate, da? Deci am luat... Iar data viitoare o să pot să îndeplinesc contractul ăla și o să iau punctele și o să mut aici pe planșă. Acum să vedem ce vrea jucătorul. Jucătorul. Păi ar vrea să mute el. Și o să spun și de ce. Mut aici pentru că vrea să culeagă din vecinătate, da? Să facă recolta. Și dacă se afla aici, putea să culeagă doar din zona asta, din vecinătatea asta, nu și de acolo. Așa că poate să ia și de aici și de aici, data viitoare. Deci a ales să mute, da? Acțiunea din mijloc. Trag o nouă carte, au mai rămas 30 de cărți. Iar acum vrea să culeagă și uite că poate. Joacă acțiunea asta, deci acțiunea de jos o alege. Și o să primească 3 de culoare verde, da? Că se află la nivelul 1 cu toate. Verde. Verde. Verde și verde. O grămadă de verde. Și asta a fost pentru el, acum pentru mine. Ce fac eu? Să aleg să îndeplinesc contractul, nu? Că exact ce avem nevoie. Da, păi, uite, aici acțiunea de a îndeplini contract. Nu costă nimic aia. Și ce am zis? Că o îndeplinesc pe asta. Cu două albe și una verde. Deci ceai alb și verde. Poftim. Și aici se înlocuiește. Ia să vedem ce apare. Cu negru, negru și verde. Da. Și ăsta este aici alegerea mea. Iau 16 bani sau 7 puncte? Bani am, așa că o să iau 7 puncte. Iar eu sunt jucătorul galben, da? Unde este discul galben? Aici. Am luat 7 puncte, uite aici. Am ajuns la 7 puncte. Sunt pe primul loc. Momentan. Iar asta este contractul cu compania numărul 5, îl pun aici. Vedem că momentan pot să mai fac, să îndeplinesc un contract și cu alta companie. Am eliberat aici zona asta. Trebuie să mai plantez ca să eliberez. A, și jocul se mai termină și dacă unul dintre noi plantează toate semințele astea. Așa că poți să grăbești jocul dacă tu crezi că vei câștiga și ești pe primul loc. Am văzut cam toate acțiunile în Ceylon. Deci la final ne uităm la fiecare zonă de, și fiecare va lua câte 10 puncte pentru fiecare zonă unde deține majoritatea, are mai multe plantații, va mai lua puncte aia. Pentru ce va mai lua puncte? Uite aici, mare. Va lua puncte pentru tehnologie, deci cine este mai în față, pe lângă ce ne arată aici, dacă o să ajunge aici, vei obține încă 5 puncte, încă 5 puncte, dar cine mai în față va lua la fel locul 1, 10 puncte, locul 2, 6 puncte. După aia, pentru câte contracte diferite avem la fel, vom lua puncte, vom face minus pentru fiecare sămânță câte 2 puncte pe care n-am plantat-o și cam asta cred că o să fie scorul, da? Plus ce vom mai face noi pe parcurs cu aceste contracte în cazul în care nu alegem să luăm banii. Pentru că vedem că treaba cu banii e cam complicată aici în jocul ăsta. Ce să zic acum despre joc? Nu știu de ce, mi s-a părut un pic frustrant cu acțiunile pe care trebuie să le iei, pentru că, nu știu, m-am simțit uneori că mă limitează cărțile astea, că nu pot să fac chiar ce vreau eu în momentul respectiv. Da, poate, nu știu, poate e senzația asta doar la prima partidă, pentru că nu am experiență pentru prima oară când îl joc și probabil că pe măsură ce voi mai juca jocul ăsta, dacă îl voi mai juca, bineînțeles, o să meargă mult mai bine, mult mai lean gameplay-ul și o să-mi placă mai mult. Să zicem că i-aș da un nota 7, pare genul joc pe care l-aș juca dacă cineva mi-ar propune, hai să jucăm Ceylon, spune, da, ok, joc Ceylon, dar nu știu dacă e genul de joc pe care mi l-aș dori să-l am în colecție. Nici nu-mi displace, adică pare interesant, dar nici nu sunt înnebunit după el. Ne, cam asta este Ceylon. Poate și pentru că am jucat în doi jucători, cred că nu este chiar cel mai potrivit joc pentru doi jucători.